Domnul. Mă numesc Lucia Petrila și vă aduc sfinte și calde salutări din statul Florida, statul care la ora aceasta este bântuit de un mare uragan, cel mai mare care a fost vreodată în Oceanul Atlantic. Și dacă stau astăzi în fața dumneavoastră și am pace și liniște, este pentru că cel care a potolit furtuna acum 2000 de ani poate să potolească și furtuna din inima mea, poate să potolească furtuna care bântuie peste casa mea la ora aceasta și știu că Dumnezeu este suveran. Și în zilele acestea m-am învățat să nu-mi leg inima de lucrurile care ne spune Cuvântul Dumnezeu că vor trece cu trosnet într-o zi. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că El va păzi tot ceea ce i-am încredințat lui la plecarea mea în România. Și știu că El va fi acela care își va culege toată slava din tot ceea ce vom vedea în ziua de mâine, ce a rămas în urma acestui uragan. Am plecat din România în urmă cu 36 de ani și vreau să vă spun că inima mea a rămas lipită de poporul meu român. De aici de unde am plecat, din România. Dumnezeu m-a chemat să mă întorc din nou și să spun oamenilor că există iertare, că există vindecare și eliberare în urma păcatului. Biblia spune că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți. Fără excepție. Nu sunt aici ca să mă laud cu ceva, pentru că ceea ce o să vă spun în continuare nu este ceva cu care să te lauzi. În urmă cu 30 de ani, eram plecată deja de 6 ani din țară, eram mamă a 3 copii, eram căsătorită, am avut 2 sarcini cu mari complicații, ultima era să o pierd la 5 luni. Am suferit mult cu aceste sarcini și în momentul când am aflat că sunt însărcinată cu al 4-lea copil, am spus nu mai vreau să trec prin ce am trecut. Nu pot să mai trec prin ce am trecut. Știți, Cuvântul lui Dumnezeu spune că diavolul vine să fure, să junghie și să prăpădească. În Proverbe 24, spune, de la versetul 10, spune: dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scheapă pe cei ce sunt aproape să fie junghiați, pe care diavolul îi urmărește și vrea să-i junghie. Dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău și nu va răsplăti fiecăruia după faptele lui? Deși crescusem de mic copil în casa Domnului, a fost o perioadă în viața mea în care m-am îndepărtat de Dumnezeu, am crezut că pot să trăiesc cum vreau El și fără să suport consecințe. Dar știți, noi putem să alegem păcatul, dar nu ne putem alege și consecințele, și ele vin. Și atunci când am fost pusă în situația ca să aleg între viață și moarte, nu știam atunci ce știu astăzi, că viața de fapt începe de la concepție. Credeam că nu e copil până când nu mișcă, până când nu se naște, până când nu-i dai un nume. Și astfel am ajuns ca să iau cea mai groaznică decizie din viața mea, ca să avortez. Avortul, cum vă spuneam, nu e ceva cu care să te lauzi. E o rușine, e o durere, e ceva care nu poți să spui aproape nimănui. Și
Am spus atunci, nimeni nu o să afle. Pentru că așa venea diavolul să-mi spună, nimeni nu va ști. Faci ceva acum repede până încă nu-i copil și totul se rezolvă, totul va fi bine. Durează doar 10 minute, nu o să te doară nimic. Vreau să vă spun că acea durere care diavolul spunea că nu o să mă doară nimic, au trecut ani la rând, când plângeam, când sufeream, când nu puteam să spun nimănui și 15 ani n-am putut să spun nimănui durerea mea. Plângeam, intrasem în depresie, începusem să consum substanțe nocive ca să-mi omor conștiința, aveam gânduri de sinucidere, aveam gânduri care mă urmăreau în fiecare zi, în fiecare noapte și am zis, Doamne, mai pot să pun capul pe pernă și să adorm fără să am coșmarurile copilului pe care nu am lăsat să-și împlinească zilele? Și atunci, într-o zi, Dumnezeu s-a plecat înspre mine și am deschis la psalmul 32, care spune, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile mele și tu ai iertat vina păcatului meu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte. Apoi am găsit în Psalmul 51, când David spune, iartă-mă de vina sângelui vărsat. Păcat specific, mărturisire specifică. Sunt foarte mulți oameni cu care mă întâlnesc în zilele noastre și spun, eu când m-am întors la Dumnezeu, am mărturisit toate păcatele. Dragilor, noi facem păcatele unul câte unul. Și e una să mărturisim păcate de care nu ne aducem aminte și să spunem, Doamne, iartă-mi și păcatele pe care nu le cunosc, pe care le-am făcut din necunoștință, dar acest păcat l-am făcut cu bună voie. Eu am decis, eu am fost la medic, eu am plătit. Și a trebuit să vin sincer înaintea lui Dumnezeu și să mărturisesc acest păcat specific. Și atunci Dumnezeu, care este drept și credincios, cu sângele Domnului Iisus, acolo unde cel rău a scris vinovat, El a spus iertat. Și dau slavă lui Dumnezeu că dacă stau astăzi în fața dumneavoastră, nu stau ca una care n-am rușine, am păcătuit, am omorât un copil și stau în fața dumneavoastră și ca o dovadă vie. Că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Nu de unele păcate, nu de câteva păcate, nu de niște păcate, ci de orice păcat, inclusiv acest păcat. Apoi a urmat o perioadă în care Dumnezeu m-a vindecat, pentru că aveam răni adânci. Aveam răni care numai El putea să le vindece. Și în urma unui curs care mi-a adus vindecarea, practic un studiu biblic pe care l-am făcut, mi-a adus Dumnezeu vindecarea după care tânjeam așa de mult. Mi-a dat acea pace care întrece orice pricepere. Și în urma vindecării a venit și eliberarea. Și atunci Dumnezeu a spus, vreau să te pun în slujbă. Vreau să spui și altora. Și am spus, Doamne, spun la oricine. Și Dumnezeu mi-a atras atenția că trebuie să-mi scriu mărturia. Și mi-am scris-o. Ceea ce veți găsi în hol este mărturia mea pe care Dumnezeu mi-a pus pe inimă ca să o scriu. Și la început n-am fost gata să-mi pun numele. Am zis, nu vreau să știe lumea. Și apoi Dumnezeu îmi spune, te trimit înapoi în România să spui și altora să nu facă păcatul groaznic pe care tu l-ai făcut. Și a spus, Doamne, nu poți să-mi faci una ca asta, să mă trimiți la poporul meu de unde am plecat și unde oameni mă cunosc. Și Dumnezeu mă trimite chiar în Arad, de unde am plecat. Și a spus, Doamne, e numele familiei, e onoarea familiei. Și Dumnezeu îmi spune, îți pasă așa de mult de onoarea ta, de numele tău, dar cine e familia ta? Și onoarea mea în România, într-o țară care se cheamă țară creștină, unde este onoarea mea? Unde copiii, cu milioanele sunt avortați în România. România ocupă locul 2 în Europa și în lume la avort. Și acești milioane de copii, ăștia au milioane de părinți afectați, părinți care sufăr, care duc cu ei poveri grele. Și în urmă cu 15 ani, Dumnezeu
m-a trimis aici ca să vin să ajut femeile din România să iau o decizie bună atunci când sunt puse în situația de a alege. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că de atunci și până în ziua de astăzi, în 7 orașe, Dumnezeu ne-a deschis uși unde femei vin cu sutele. Vin și acolo găsesc pacea, liniștea, alinarea, acolo găsesc iertarea lui Dumnezeu și parcă renasc din nou și sunt puse din nou în slujba lui Dumnezeu și Dumnezeu se folosește de ele. Pentru că acea vină care era pe sufletul lor și în inima lor, Dumnezeu a luat vina asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduite, suntem vindecate și putem să spunem și altora ce ne-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu mi-a iertat mie așa de mult și nu pot să tac, să nu spun. Și să știți că nu mi-e ușor să vin să stau în fața oamenilor și să spun ceea ce am făcut. Dar vreau să vă spun că dincolo de ceea ce vă spun eu, dorința mea cea mai mare e ca fiecare să ajungă să primească iertarea, vindecarea și eliberarea pe care eu am primit-o de la Dumnezeu. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, așa cum v-am spus, avem centre unde femeile pot să vină, adolescentele, să se informeze, să stăm de vorbă cu ele, să le călăuzim pe calea cea dreaptă. Dumnezeu a salvat 1500 de copilași până în prezent, vreo 360 de suflete care și-au predat viața Domnului Iisus, căsnicii care au fost salvate și cu ajutorul lui Dumnezeu vrem ca și în Dej să fie un astfel de centru deschis și sâmbătă cu ajutorul lui Dumnezeu vom avea deschiderea oficială și probabil că o să punem, o să vă dăm un afiș la, aici la biserică să știți la orice, la ora la care va fi deschiderea oficială a centrului și să vă puteți informa, poate aveți vecini care au trecut prin tragedia avortului și care duc cu ele povara aceasta grea, spuneți-le că există iertare, vindecare și eliberare. În orașele Arad, Brașov, Deva, Hunedoara, Reșița, Suceava și Sibiu, Dumnezeu lucrează cu mare putere și îi dau slavă lui Dumnezeu, pentru că dacă s-a făcut ceva, este că a făcut El și nu noi. Și v-aș ruga să vă uniți ca și biserică împreună cu noi, pentru că suntem într-o luptă spirituală. Suntem în luptă cu cel rău, care caută să ia viața copilașilor. Și dacă Rahela spunea altădată, dăm copii sau mor, vreau să vă spun că femeile din ziua de astăzi spun, decât să mai fac un copil, mai bine să mor. Domnul să se îndure de țara noastră, pământul țării noastre imbibat cu sânge nevinovat, sânge care, la fel ca și sângele lui Abel, cere răzbunare la Dumnezeu. Rugați-vă ca Dumnezeu să se îndure de țara noastră, să se îndure de România, să-i dea iertare, vindecare și eliberare și astfel toți într-un suflet să putem să-L lăudăm pe Dumnezeu. Și rugați-vă pentru noul centru care se va deschide și dacă aveți persoane care au nevoie de ajutor, trimiteți-le acolo, sunt surori care sunt gata să le ajute și vă mulțumesc din suflet pentru timpul acordat și Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim surorii Lucia pentru mărturia depusă. E adevărat că nu este simplu să faci o asemenea mărturisire, dar cred că este folositoare pentru trezirea de conștiință. Pentru persoane, pentru tineri, pentru femei care au căzut în plasa ispititoare a diavolului, pentru bărbați care au fost de acord cu decizia luată de către soția sau de către persoana, poate chiar din casă, e ca Duhul lui Dumnezeu să sensibilizeze conștiința, cugetul, pentru repararea care se poate face numai cu pocăință, nu să se înșele cineva, a, fac lucrul ăsta și după aceea trece timpul. Se vede că trece timpul, dar nu trece simplu, ci rămân răni, rămân dureri și încă acolo unde mai este durere înseamnă că mai este trează conștiința. Alții au omorât până și conștiința. Tem biserică creștină, penticostală, suntem mântuiți, dar trebuie să ne ducem mântuirea până la capăt, cu frică, cu cutremur, recunoscând dreptul suveran al lui Dumnezeu peste viață și peste moarte și dincolo de acuzațiile conștiinței, să nu uităm
că mai este har, dar să nu faci și să nu se facă zadarnic acest har al lui Dumnezeu. Dacă sunt cazuri, nu departe să provocăm pe cineva la expunerea oprobiului public, deși se pare că uneori și asta este un mijloc de corectare, îndreptare. Știți că judecătorul ăla se făcea vinovat de niște aspecte, adică de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Câteodată și rușinea asta face bine. Sângele Domnului Iisus Hristos curățește orice păcat, așa cum se spune. Dar cu ce scop vrei eliberarea conștiinței? Numai ca să dormi liniștită? Numai ca să dormi liniștit că ai fost de acord cu abominabila faptă? Sau să te apropii de Cel care poate să ierte și să dea cu adevărat sens vieții tale? Dumnezeu să se îndure. Și cred că în momentele acestea, chiar dacă atmosfera este așa mai grea puțin, este potrivită cântarea pe care un trio o va înălța. Doamne, iartă-mă! Cântă trioul și apoi fratele Dănuț va avea câteva comunicări de făcut în ceea ce privește lucrarea de evangelizare numită Sărbătoarea Speranței pentru octombrie. A participat, cum am spus dimineață, la întâlniri în ceea ce privește organizarea, consilierea și așa mai departe, va face câteva precizări. Ce-am făcut, Doamne,
iartă-mă. Frați și surori, stimați prieteni, sunt în fața dumneavoastră pentru că, așa cum de multe ori am mai anunțat în adunare și fratele Romi la fel, ne-am angajat să participăm la Sărbătoarea Speranței. Sărbătoarea aceasta are ca invitat și ca și lucrător pe fratele Willy Graham, nepotul fratelui Billy Graham. Va fi o lucrare de mare amploare la sala polivalentă în Cluj. Suntem toți cei din județul Cluj angrenați în lucrarea aceasta, inclusiv și alte județe. Și am participat la câteva întâlniri organizatorice, tematice. Și vreau să vă spun că deja suntem în linie dreaptă. Am provocat adunarea cu câteva, poate chiar luni în urmă, fiecare să încercăm să ne apropiem de oameni nemântuiți, prieteni, membri ai familiilor noastre, să invităm la această sărbătoare și să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să le dea o inimă doritoare în a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Ei, acum vreau să vă spun că suntem în linie dreaptă. Ne apropiem de timpul când va fi susținută această sărbătoare. Și dacă nouă ne-a făcut impresia până acum că cea mai mare parte va fi susținută de fratele Willy Graham, să știți că tot timpul am fost atenționați și educați în sensul acesta, ni s-a spus că doar 20% din predica fratelui va avea impact asupra unei inimi nemântuite. Restul de 80% ne rămâne nouă, 40% înainte de evanghelizare și 40% după evanghelizare. Deci înseamnă că trebuie să lucrăm pentru Domnul ca să aducem suflete la mântuire. Am participat împreună cu frații din biserică și cu surori, pentru că am fost implicați în lucrarea aceasta mai multe compartimente, și tineri, și surori, și frați, cu toții acum suntem chemați să răspundem la această provocare. Știu că pentru noi ni se pare ceva greoi, pentru că nu intră în tiparul nostru, dar vreau să vă spun că am văzut atâta entuziasm în mijlocul păstorilor, slujitorilor, care au fost sceptici la început și care acum, chiar ieri, ne vorbeau și ne spuneau că ar trebui să facem pași prin credință. În zilele care urmează va trebui să dăm un număr de persoane. Toată lucrarea aceasta este foarte organizată și din aceste motive va trebui să știm exact un număr de invitați, pentru că se va intra pe bază de invitație, se va pleca din Dej cu autocar. Toți cei care vor vrea să plece cu mijloc de transport personal va trebui să mă anunțe, pentru că acolo nu se va putea intra. Pe unii frați chiar din comitet i-a șocat faptul când s-a spus că nu se va putea intra acolo oricum. Și ieri ni s-a explicat de ce. Pentru ca nu cumva lucrarea aceasta să capete o altă conotație. De aceea toate lucrurile sunt foarte bine organizate. S-au investit bani, s-a investit timp, s-a lucrat ca lucrarea aceasta să fie o lucrare glorioasă la adresa lui Dumnezeu. De aceea se va pleca din Dej cu mașină. Noi am
optat pentru autocar și sperăm că acel autocar, cel puțin unul, să se umple. De aceea aș vrea să știu toți cei care v-ați rugat până acum, care ați mijlocit înaintea lui Dumnezeu pentru persoane care ați vrea să fie mântuite și ați vrut să le invitați. Am și invitații deja, le am la mine, sunt în mașină, vă voi putea da. Tuturor celor care astăzi sunteți la biserică vă pot da invitații, am un tiraj destul de mare de invitații, le puteți da cunoștințelor, prietenilor, ca toți cei care îi aveți ca și prieteni și ca și apropiați să intre în contact cu această lucrare. De aceea voi încerca în zilele care urmează și în înțelegere cu fratele Romi, am discutat, este un curs la care eu am participat mai mult timp de consiliere spirituală pentru toți acei care veți dori să vă implicați în această lucrare. Voi încerca să vă prezint acel curs pe înțelesul nostru al tuturor și în același timp să-l puteți spune și celor care sunt nemântuiți, să ne învățăm în a ne apropia de oameni, să ne învățăm în a le arăta, cum se spunea și ieri, că nu sunt ceva, sunt cineva. Încercăm să-i folosim pe oameni în anumite scopuri, dar haideți să arătăm celor nemântuiți și pe care vrem să-i aducem la Domnul că ei sunt cineva înaintea lui Dumnezeu, adică au o valoare. De aceea, cu îngăduința dumneavoastră, aș vrea, începând, cred că de miercuri și probabil de la ora 7, să ne întâlnim toți cei care doresc, tineri, surori, mai în vârstă, mai puțin în vârstă, ne putem întâlni și să putem începe câteva lecții, sunt în număr de 4, vom vedea în ce măsură vor fi și interesați, poate comasăm câte 2, dar în decursul lunii acesteia aș vrea să le parcurgem, să putem da numărul până în data de 15, pentru că locurile în sala polivalentă sunt rezervate și cele mai bune locuri, să știți că sunt pentru cei din jurul Dejului, nu sunt pentru clujeni. Deci sunt și pentru noi. Rezervarea aceasta trebuie să o facem până în data de 15, cu un număr de persoane, ca acolo să beneficiem de locuri și să putem să ascultăm în liniște atât cei care îi vom însoți pe prieteni, pentru că vreau să vă exemplific încât să mă înțelegeți. Dacă eu am 2 prieteni pe care vreau să-i duc la întâlnirea aceasta, eu și cei 2 prieteni putem intra, avem bilete, facem rezervare și suntem incluși în numărul acela de oameni care vom participa la această sărbătoare. O numim sărbătoare pentru că cred că pentru cei nemântuiți va fi o sărbătoare să audă cuvântul Evangheliei și să se întoarcă la Domnul. Și zic, Domnul, să miște cât mai multe inimi ale noastre începând, pentru că le spuneam și la surori, chiar în, atunci când am participat la întâlnirea prima consilierii, că am înțeles din studiul și cursul care a fost predat că problema trebuie să ni se refere în primul rând nouă. Noi avem ceva de pus la punct și apoi să putem spune și altora despre Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea inimi bune în a chema oameni la mântuire și Domnul să-și facă lucrarea, pentru că nu stăm puterile noastre să mântuim oameni, dar stăm puterea noastră să-i invităm, să-i chemăm, să-i punem în fața cuvântului și Dumnezeu să lucre prin Duhul Sfânt la inima lor. Amin. Vă propun ca în momentele următoare să ne rugăm. Să ne rugăm pentru problemele delicate care s-au ridicat aici prin mărturia surorii Lucia Petrila și să ne rugăm pentru lucrarea aceasta despre care am auzit câteva detalii acum. Ne rugăm pentru o stare de pocăință, de căință adevărată, profundă, înaintea lui Dumnezeu, pentru hotărâri categorice de aș pune în viața în rânduială și problemele lăuntrice și cele ale minții și ale conștiinței în rânduială după voia lui Dumnezeu, pentru unii care poate în această seară au văzut grozăvia unui gest, a unei hotărâri, a unui fapt în viață. Să ne rugăm pentru lumina care
e necesară din partea Duhului lui Dumnezeu pentru persoanele care ar fi în pericol să ia hotărâri nefaste în ceea ce privește suveranitatea lui Dumnezeu asupra vieții și morții, asupra celor nenăscuți. Și ne vom ruga pentru călăuzire divină și pentru susținere din partea lui Dumnezeu în prezența Duhului Sfânt și pentru înțelepciune mai departe în organizare, în toată lucrarea despre care am auzit privind evangelizarea sau sărbătoarea speranței. E vorba de evangelizare, de propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, de slujire. Ne ridicăm și ne rugăm împreună. Domnul nostru și Dumnezeu, în orice împrejurare. Amin. Vă invit să vă reașezați. Cântarea corului transmite un mesaj, o provocare. Nu este o propunere. Este o provocare din partea lui Dumnezeu prin mesajul acestei cântări care spune: trăiește-ți viața cu folos. Trăiește-ți viața cu folos. După cântarea corului, Matias Lador va cânta: mă încredințez în brațul Domnului. Apoi grupul bărbătesc urmează să cânte: de n-ar fi Iisus. Și apoi din nou corul cântând: fiți tari și Domnul să fie tăria noastră. După cântări e ca harul ceresc și puterea divină să-l însoțească pe fratele Sami pentru propovăduirea cuvântului sfânt. Mulțumim trioului, Dora Amelia, fratele Dani, fratele Dinu, pentru cântarea care au adus-o la momentul de dinainte. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Trăiește-ți viața cu folos!
Dar cu mine
Amin, slavă Domnului! Renunțăm deocamdată la cântarea corului, să folosim timp pentru propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu. Vom da ascultare Cuvântului Scripturii. Slăvit să fie Domnul Dumnezeu! Amin. Haideți împreună să deschidem Sfintele Scripturi, 2 Împărați, capitolul 5, începând cu versetul 19, 2 Împărați, capitolul 5, începând cu versetul 19, vom da citire Cuvântului lui Dumnezeu. După ce a plecat Naaman de la Elisei și a fost la o depărtare bunicică, Gehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine: iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela Naaman și n-a primit din mâna lui ce adusese. Viu este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Și Gehazi a alergat după Naaman. Naaman, când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car ca să iasă înainte și a zis: este bine totul? El a răspuns: totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să-ți spun: iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor. Dă-mi pentru ei, te rog, un talan de argint și două haine de schimb. Naaman a zis: fă-mi plăcerea și ia doi talanți. A stăruit de el și a legat doi talanți de argint în doi saci, împreună cu două haine de schimb, și a pus pe doi din slujitorii săi să le ducă înaintea lui Gehazi. Ajungând la deal, Gehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă. Apoi a dat drumul oamenilor acelora care au plecat. După aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său. Elisei i-a zis: de unde vii, Gehazi? El a răspuns: robul tău nu s-a dus nicăieri. Dar Elisei a zis: oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vreme de luat argint, haine, măslin, vii, oi, boi, robi și roabe? Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei plin de lepră, alb ca zăpada. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Înainte de toate, doresc ca să aduc salutări sfinte din partea Bisericii Peniel, Roman, din partea fratelui păstor Daniela, unde împreună slujim Cuvântul lui Dumnezeu, slujim Evangheliei. Salutăm biserica dumneavoastră, doresc ca să mulțumesc pe scurt bisericii pentru această deschidere care ați avut-o față de lucrarea lui Dumnezeu, care cu ajutorul Domnului o vom începe în luna octombrie. Din 19 octombrie avem luate biletele către Indra împreună cu un frate din Cluj și încă un frate din Timișoara. Vom călători. Pentru mine este a treia oară când mă duc în această țară. Nu mă declar un misionar, însă îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul care mi-l dă și mi-a pus pe inimă să ajut cu puținul pe care îl pot face, măcar din când în când, pentru frații care sunt acolo. Chiar și anul trecut, deși nu am vizitat în mod deosebit locul în care mergem anul acesta, în statul Bihar, la sora Maria Iordănescu și la fratele Jonathan, chiar și anul trecut, în noiembrie, din sudul Indiei, așa ne-am rugat lui Dumnezeu și am spus: Doamne, vrem să ajungem până la sora Maria Nord. Și Dumnezeu a lucrat tocmai în ultimile zile pe care le-am petrecut acolo în India, în partea de sud a Indiei, de jos, lângă ocean. Dumnezeu așa a lucrat pentru noi că ne-a ajutat să ajungem până sus la ei și am stat 3-4 zile împreună cu această familie. Ne-am bucurat de lucrarea lui Dumnezeu, am putut sluji, a fost sâmbătă, duminică, iar luni ne-am întors înapoi cu toată echipa, întorcându-ne spre țara României. În această lună, octombrie, vrem să mergem din nou acolo cu ajutorul Domnului și vă binecuvântez în numele Domnului, Domnul să vă răsplătească fiecăruia care ați dăruit pentru această lucrare, care ați luat parte. Acolo sunt aproximativ 30 de copii la orfelinatul acesta. Lucrările, nevoile sunt multe, au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și noi de fiecare dată când ne-am dus și când mergem, dorim să nu mergem doar cu o binecuvântare, poate pe plan spiritual și latura aceasta care este foarte importantă. Vrem de fiecare dată să fim părtași cu ei și la partea cealaltă, să fim și să ajutăm la câteva cheltuieli care le au ei acolo și zicem din toată inima: Domnul să-i binecuvânteze.
Întorcându-ne la acest mesaj pe care îl avem înaintea noastră, un cuvânt din partea Domnului, am intitulat mesajul "Pentru ce trebuie să-ți faci timp acum?" Pentru ce trebuie să ne facem timp acum? Vedeți, noi în viața asta pe care o avem de trăit pe pământ, suntem prinși în ciclul ei de zi cu zi, mai ales acum începe un nou an școlar, școlile, facultățile vor începe și ele curând, suntem implicați în viața de zi cu zi la un serviciu și mergem în acest ritm în care ne-am născut, cu care suntem obișnuiți și avem responsabilități și avem prioritățile care noi deseori ni le punem înaintea noastră. Intrând chiar în biserica dumneavoastră, am remarcat într-un mod deosebit acum astăzi peretele de oglindă care este și care îți reflectă imaginea ta și m-am gândit și pe plan spiritual ce bine este atunci când venim la casa lui Dumnezeu să ne arate Domnul tocmai așa cum arătăm noi. Să ne arate Domnul înfățișarea noastră și uitați cuvântul lui Dumnezeu chiar spune și omul lui Dumnezeu Iacov. Amintește despre această oglindă a cuvântului lui Dumnezeu, despre acest cuvânt care trebuie să privim în el, zicea cuvântul Domnului, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta. Și mă rog în această seară Domnul să ne ajute pe fiecare în parte, amin? Să fim oameni care dorim să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, oameni care dorim să ne prefacem în duhul minții noastre și să mergem în această creștere, cum spune cuvântul Scripturii, din slavă în slavă, din putere în putere, asemănându-ne tot mai mult cu Cel care și-a dat viața pentru noi, mări să fie Domnul. Pentru ce trebuie să-ți faci timp acum? Acest mesaj, acest text pe care îl avem înaintea noastră, are într-un mod deosebit o imagine specială. Un om vine ca să fie vindecat și este vindecat. Și un om care nu cere nimic în această privință, se îmbolnăvește. Avem un pasaj înaintea noastră care ne arată un moment dintr-o relație a unui om mare, a unui profet cu ucenicul lui. Un ucenic care poate s-a obișnuit cu lucrurile ce erau în viața lui de zi cu zi, un ucenic care poate s-a obișnuit cu acest profet care a primit o împuternicire mare din partea Domnului, un ucenic care poate a stat la un moment dat și a spus, cred că totuși pot ca să fac și eu cât de cât o afacere mică din ceea ce omul acesta mare a pierdut și n-a știut să fructifice momentul. Pentru ce trebuie să-ți faci timp acum? Este atât de important momentul și clipa de astăzi, timpul pe care noi îl trăim. Și cum am amintit, ne facem proiectele noastre, ne gândim și chiar am spus slavă Domnului că mai sunt proiecte duhovnicești, deși de multe ori așa e firea noastră, să fim sceptici de multe ori la lucrurile acestea. E bine că se mai fac lucrurile astea și Domnul să întărească această lucrare, dar foarte multe lucruri noi avem pe plan pământesc. Și uităm de multe ori că în timpul prezent, care trece atât de repede, valoarea unei clipe nu știm de multe ori să o valorificăm. Și trece timpul și trec anii și ne trezim că mergem înspre vârsta a doua, a treia și viața noastră se duce atât de repede și am făcut multe realizări în familie, poate, am făcut multe realizări în ce privește viața noastră pe plan social, în societatea aceasta, dar parcă trece timpul atât de repede și ne scapă din vedere această lucrare minunată duhovnicească pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Aș vrea câteva lucruri pe scurt să aduc înaintea noastră ca învățământ pentru noi, pentru viețile noastre. Pentru ce trebuie să-ți faci timp acum, în viața asta? Gândește-te tu personal, pentru ce ar trebui să-mi fac timp? În primul rând aș vrea să vă spun, trebuie să ne facem timp pentru a porni pe un drum bun. Pentru a porni pe un drum bun. Omului Dumnezeu, Elisei, cu ucenicul său, a experimentat acest moment în care Gehazi, ne spune cuvântul Scripturii, la un moment dat, versetul 19, zice, iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela Naaman și n-a primit din mâna lui ce adusese. Viu este Domnul, a spus el, că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el.
Omul acesta a stat într-un moment, a văzut ce s-a petrecut, a văzut pe acest Naaman care a venit, a văzut vindecarea, a văzut tot ceea ce era acolo în jurul lui și a văzut chiar momentul în care a adus și a încercat să-i aducă ofrandă profetului. Și după ce s-au întâmplat toate aceste lucruri, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o dată, în inima lui, în sufletul lui, în mintea lui s-a petrecut ceva. Și a spus, eu voi face altceva. Omul lui Dumnezeu, Elisei, l-a cruțat, dar a spus el, viu este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Voi alerga după el. Aș vrea să vă spun în primul rând, omul acesta nu a înțeles că de fapt este atât de importantă plecarea într-o anumită direcție. Și a plecat în acel moment numai fără să se mai gândească foarte mult, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a alergat. Pentru ce trebuie să-ți faci timp acum, în primul rând, pentru a porni pe un drum bun? Și noi deseori suntem într-o alergare și parcă lucrurile se perindă atât de repede sub ochii noștri, vedem așa de multe evenimente, tragem concluzii grăbite, vedem așa de multe lucruri care se întâmplă și uneori ne avântăm foarte repede în a merge pe un drum. Spunea omului Dumnezeu, înțeleptul Solomon, multe căi se par bune omului, zicea el, dar la urmă duc la moarte. N-aș vrea să spun că să vorbesc doar despre aceste drumuri în care noi le putem face într-un mod fizic. Aș vrea să vă spun că la nivelul minții noastre sunt atât de multe căi, atât de multe răspântii, atât de multe locuri în care stăm adesea și ne gândim ce să spunem, ce trebuie să facem, unde trebuie să mergem, cum ar trebui să facem și acolo este locul în care noi ar trebui să înțelegem în primul rând că trebuie să pornim pe un drum bun. Trebuie să alegem un drum bun. Omul acesta chiar formulează la un moment dat pentru călătoria care el vrea să facă repede, viu este Domnul că voi alerga după el. M-am gândit exact expresia pe care omul lui Dumnezeu Elisei a formulat-o atunci când Ilie urma să fie răpit la Domnul și a spus, viu este Domnul, viu este sufletul tău, căci nu te voi părăsi, nu te voi lăsa. Și omul acesta se vedea că stătea în preajma lui. Și m-am gândit adeseori să știți că ne pasc pericole, deși suntem lângă oamenii lui Dumnezeu, deși suntem în biserica Domnului, deși ucenicii au fost în preajma Domnului Iisus Hristos, atât Petru, cât și Ioan, cât și Iuda și toți ceilalți împreună, spune cuvântul lui Dumnezeu că au venit momente de încercare pentru ei. Și Petru într-un fel, Iacov într-un fel, Andrei într-un fel, fiecare dintre ei au fost testați în ce privește credincioșia lor ca ucenici. La un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că toți l-au părăsit. În momentele prin care ei au trecut de multe ori, nu au știut ceea ce așteaptă. În primul rând aș vrea să vă spun în această seară, pentru ce trebuie să-ți faci timp acum, în vremea pe care tu o treci, în prezent. Gândește-te la viitor, gândește-te la lucrurile astea care le ai, dar gândește-te în mod deosebit la viața ta spirituală, la modul în care tu trebuie să acționezi. Pentru că în primul rând aș vrea să vă spun, este foarte important de a porni pe un drum bun, de a te duce spre o direcție bună, de a avea înaintea ochilor tăi o călăuzire bună din partea Domnului, de a avea înaintea ta un drum clar și cum spune Proverbe, cuvântul lui Dumnezeu, căile tale să fie hotărâte, drepte, să nu privești nici în stânga, nici în dreapta, să fii hotărât, dar să mergi pe o cale netedă pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. În al doilea rând, pentru ce trebuie să-ți faci timp acum? În al doilea rând aș vrea să vă spun, trebuie să ne facem timp pentru a spune adevărul. Pentru a spune adevărul. Versetul 22, vedem aici cuvântul Scripturii care spune la un moment dat. Atunci când s-a întâlnit cu Elisei, a fost întrebat cu Naaman, spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 22, că l-a întrebat Naaman, este bine totul? El a răspuns, totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să-ți spun, iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, din fiii prorocilor, dăm pentru ei, te rog, un talan de argint și două haine de schimb. Iar un alt lucru care îl găsim, spune cuvântul Domnului, că a ajuns Gehazi la Elisei
și spune cuvântul Domnului, versetul 25, după aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său. Elisei a zis, de unde vii, Gehazi? El a răspuns, robul tău nu s-a dus nicăieri. În al doilea rând aș vrea să vă spun că ceea ce trebuie să facem acum în vremea aceasta, trebuie să spunem adevărul. Omul acesta, Gehazi, fiind pornit și a avut aceste imbolduri din partea firii lui, din lăcomia lui, la un moment dat și-a dat seama că mergând pe drumul acesta greșit, trebuie să și vorbească greșit. Că atunci când mergi pe un făgaș și ajungi pe o cale care nu este voia lui Dumnezeu, tu spui, numai mă duc pe aici, dar nu fac nimic. Dar nu se întâmplă așa. Omul lui Dumnezeu, Petru, a stat și el la un foc acolo împreună cu cei nelegiui, spune cuvântul lui Dumnezeu, se încălzea și el. Și a venit momentul în care de 3 ori s-a lepădat de Domnul, pentru că locul lui nu era acolo. Locul acela nu era pentru el. Pentru că dacă ești la un foc străin, dacă te duci într-un loc în care nu mai este prezența lui Dumnezeu, se amintea în această seară despre Samson, care avea un teritoriu și avea o zonă prin care el trebuia să fie. Dar spune cuvântul Domnului că s-a plecat și s-a dus mai mult spre țara filistenilor și în momentul în care a ajuns pe un teren străin, nisipul mișcător din acea zonă l-a făcut să se compromită în fel și fel. Pentru că adeseori aș vrea să vă spun, este atât de important pentru noi, în această vreme, frați și surori, să mergem pe un drum bun, dar mergând pe acest drum să știți că avem beneficiul, că adevărul este împreună cu noi. Și zic din toată inima, Domnul să ne ajute. Gehazi în momentul acela, bietul de el n-a mai știut ce să facă și pentru ca să ajungă la scopul la care el și-a propus și ca să câștige ceva și ca să aibă și să dețină măcar câteva haine, și un talat acolo de argint, doi, câți i-au dat Naaman, spune că a trebuit să spună o minciună. A trebuit să spună ceva care nu a fost adevărat. În al doilea rând, pentru ce trebuie să ne facem noi timp astăzi? Mergem la școală, mergem în atâtea locuri, zic din toată inima, Domnul să ne ajute să spunem adevărul. Nu este ușor deseori să te ridici poate în anumite contexte și să afirmi ceea ce trebuie afirmat, mai ales că astăzi în perioada noastră de multe ori ne trezim că pocăiților poate le rușine să afirme crezul pe care noi îl avem, de multe ori poate ne trezim că ne este rușine să afirmăm ceea ce trebuie despre familie, dar Dumnezeu ne cheamă la adevăr, frați și surori. În al treilea rând, pentru ce trebuie să-ți faci timp acum, în prezent? Trebuie să-ți faci timp pentru a medita la omniprezența lui Dumnezeu. Pentru a medita la omniprezența lui Dumnezeu. Versetul 26 spune în felul următor. Dar Elisei i-a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine, Gehazi, când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vreme de luat argint? Oare n-a fost Duhul meu cu tine? Momentul acela a fost momentul în care Gehazi este surprins într-un mod deplin de către Elisei. Până atunci pornirea lui l-a orbit total. Până în acele momente a dat buzna, a reușit să ia acele lucruri, a reușit ca să vină înapoi, a reușit să se despartă pe deascuns de ceilalți slujitori al lui Naaman, a reușit să aibă la el acea comoară vinovată pe care nu avea dreptul să o țină și după toate aceste lucruri trebuia să se înfățișeze înaintea Domnului. Pentru că vrând nevrând, toate drumurile, avem noi o vorbă, ne duc la Roma, dar aș vrea să vă spun, spunea omul lui Dumnezeu, Leonard Ravenhill, la un moment dat, zicea el, toate drumurile duc la tronul de judecată. Poate că astăzi ne merge bine și poate că și mâine ne va merge la fel ca și astăzi și ne vom putea bucura de anumite beneficii care le primim atunci când puțin mergem pe un drum greșit, atunci când puțin mai șchiopătăm și mai lăsăm din adevăr, atunci când puțin poate mai lăsăm lucrurile lui Dumnezeu și ne cuplăm noi repede, ca la un canal, așa repede, ne punem pe o latură firească. Aș vrea să vă spun în al treilea rând pentru ce trebuie noi, ca și creștini în mod deosebit, să medităm la prezența lui Dumnezeu care este pretutindeni.
De multe ori poate spunem noi, măi, sunt termeni teologici sau zicem noi și ne-am obișnuit cu aceste caracteristici ale lui Dumnezeu, care este drept, care este sfânt, care este bun, care este omnipotent, care este omniprezent și le-am făcut niște concepte și le lăsăm undeva, dar așa să vă spun, cred din toată inima, văd lucrul acesta atât de mult și o nevoie care este așa de mare pentru noi astăzi, pentru mine personal, să înțeleg că Dumnezeu este pretutindeni. Să înțeleg că Dumnezeu este și acasă și în familie, să înțeleg că Dumnezeu este lângă mine și atunci când spun ceva, și atunci când tac, și atunci când gândesc, Dumnezeu este pretutindeni. Omului Dumnezeu, David spunea la un moment dat, unde pot fugi de fața ta, Doamne? Unde mă pot ascunde de Duhul tău? Dacă mă voi sui în cer, vei fi acolo. Dacă mă voi coborî în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce departe să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi, și acolo brațul tău va fi. Prezența lui Dumnezeu este pretutindeni. Și asta trebuie să o știe copiii de când sunt mici, asta trebuie să știm noi când creștem, părinți, bătrâni, frați, surori, că prezența lui Dumnezeu, dacă omul acesta însoțit de Duhul lui Dumnezeu, Elisei, a avut acest dar din partea lui Dumnezeu și în acel moment Duhul Domnului, prin acest dar pe care l-a dat, i-a făcut de cunoscut momentul și ceea ce a făcut omul acesta, Gehazi, cu atât mai mult, prezența lui Dumnezeu este și astăzi în mijlocul acesta. Spunea psalmistul la un moment dat, cu tremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre și apoi, zicea el, tăceți. Pentru că adeseori, poate, atunci când vine vorba despre ce este Dumnezeu, ar trebui să ne gândim, să ne cutremurăm și apoi să păstrăm tăcere. Apoi să spunem, cum spunea psalmistul, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Să știm că Dumnezeu este cel care vede. Să știm că Dumnezeu este acela care vede toată situația vieții noastre și zic din toată inima, Domnul să se îndure de noi, frați și surori. Să implementăm în mintea copiilor noștri, în viețile noastre, să mergem pretutinde și să înțelegem că în toate momentele Dumnezeu este acela care este alături de noi. Iar în ultimul rând aș vrea să vă spun pentru ce trebuie să ne facem timp acum și este atât de imperios necesar pentru noi. În ultimul rând aș vrea să vă spun din versetul 27, trebuie să ne gândim la consecințele faptelor noastre. Trebuie să ne gândim în ultimul rând la consecințele faptelor noastre. Omul acesta Gehazi, plecând pe drumul acesta, n-a mai stat nici măcar o clipă să se gândească, măi, totuși, dacă eu voi face lucrul acesta, oare ce-ar zice stăpânul meu? Oare cum ar cântări? Sau poate totuși m-ar vedea cineva? Oare cum ar judeca? Eu sunt un ucenic mai ales, nu oriși cine poate să stea lângă omul acesta, nu oriși cine poate să-l slujească pe Elisei, omul care a turnat apă în mâinile lui Ilie, omului Dumnezeu ce a fost răpit, o onoare atât de mare, o responsabilitate atât de mare. N-a mai stat. Imboldul inimii a fost atât de crunt pentru el și l-a atras și l-a dus și a mers pe acest drum greșit. Dar aș vrea să vă spun, frați și surori, în această seară, în această vreme, în vremea de acum, trebuie să ne facem timp să ne gândim la consecințele faptelor pe care noi le facem. Omului Dumnezeu spune în felul următor, este oare acum vreme de luat argint, haine, măslin, vii, oi, boi, rob și roabe? Lepra lui Naaman, îi spune lui Gehazi, se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna, pentru totdeauna. Este oare acum vremea și timpul pentru aceste lucruri? L-a confruntat omului Dumnezeu, Elisei, cu cea mai mare convingere și spune cuvântul Scripturii așa de frumos prin Apostolul Pavel și atât mai mult, în vremea de acum, le zicea romanilor înspre finalul epistolei, încât știți în ce vremuri ne aflăm, este ceasul să vă treziți din somn, zicea el, pentru că mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea a trecut, se apropie ziua, zicea el, să ne îmbrăcăm și să ne dezbrăcăm de hainele lumești, de omul acesta lăuntru, zicea el, să ne îmbrăcăm cu armele luminii și să nu purtăm grijă de firea pământească, zicea, ca să-i trezim poftele. În această vreme, omul lui Dumnezeu Pavel a înțeles că și romanii aveau nevoie să înțeleagă vremea actuală
actuală, vremea în care ei trăiau în prezent, fiecare generație care a fost de creștini a avut un impact puternic în evangelizări, a avut un impact puternic în societate, atunci când ei au înțeles cât de important este să trăiască cuvântul lui Dumnezeu acum, aici și în vremea aceasta. Creștinii au avut o puternică influență în societate și biserica a fost binecuvântată de Dumnezeu în acele momente când oamenii au spus: harul lui Dumnezeu este pentru noi acum, lucrarea lui Dumnezeu este pentru noi acum, sfințenia trebuie să trăim acum, adevărul trebuie să-l trăim acum, nu mai este timp de răgaz. Trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, trebuie să-L așteptăm pe Domnul, trebuie să înțelegem că venirea Lui este aproape și spune că El stă gata să vină. Cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos spune la un moment dat: iată că eu vin curând, Cel ce vine va veni și nu va zăbovi, nu va fi niciun moment de zăbavă înaintea lui Dumnezeu. Și în această vreme, noi ca și biserică, îmi doresc așa de mult, frați și surori, să înțelegem că acum, în vremea aceasta, trebuie să ne gândim adesea și la consecințele faptelor noastre. Poate că de multe ori nu ne pocăim de bunătatea lui Dumnezeu. Poate de multe ori nu ne pocăim când vedem harul lui Dumnezeu, că deși cuvântul Domnului spune: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dragostea lui Dumnezeu vorbește ceva deasupra cuvintelor, deasupra ceea ce a făcut. Dumnezeu n-a stat să scrie nu știu câte rânduri întregi și să-i facă conștienți pe oameni și să le zică: oameni buni, vă iubesc. El a dat, spune cuvântul Scripturii, și a lăsat pe Hristos să moară și a spus: priviți spre această pildă, asta înseamnă iubirea mea pentru voi. Hristos răstignit, spunea omului Dumnezeu Pavel la un moment dat, asta este imaginea pe care am dorit să o păstrați înaintea voastră și nimic altceva, pentru că jertfa lui Hristos este aceea care ne dă valoare și nouă. Iar în vremea aceasta, în timpurile acestea în care noi le trăim, aș vrea să vă spun, iubită biserică, haideți să înțelegem și noi. Dacă această lecție ne slujește de această pildă ne slujește într-un mod negativ, de un exemplu negativ, îmi doresc din toată inima, așa cum spune cuvântul Domnului în Romani, această pildă să aducă un folos în viețile noastre și să înțelegem în vremea aceasta că suntem chemați să înțelegem pentru ce este vremea de astăzi, pentru ce... Ce trebuie să fac eu acum în prezent? Ce trebuie să găsesc de făcut pentru Domnul? Care este menirea mea? Omul lui Dumnezeu Gehazi a stat aproape de Elisei, dar a venit un moment pentru el în care n-a știut că ceea ce face îl costă până la urmă urmei chiar toată sănătatea lui. Și îmi doresc atât de mult noi să înțelegem că această lepră care a venit poate simboliza pentru viețile noastre păcatul, care spune cuvântul lui Dumnezeu, ne desparte de Domnul. Pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Dumnezeu iubește, ne iubește, iubește omenirea, dar Dumnezeu nu poate să iubească păcatul. Chiar dacă trăim într-o societate care ne învață și încearcă din răzputeri să pună cumva împreună și să ajungem să tolerăm anumite non-valori și măcar să tăcem, măcar să nu spunem nimic, noi suntem chemați ca și biserică să spunem lucrurilor așa cum trebuie. Și unde cuvântul lui Dumnezeu ne învață să spunem păcat, să-i spunem păcat. Și cu atât mai mult, nu doar ca o sândă pentru cineva, nu făcând și arătând cu degetul în stânga și în dreapta, ci lăsând cuvântul lui Dumnezeu să ne confrunte pe noi personal și în viețile noastre să înțelegem și să zicem: Doamne, înainte de pocăința altora, mă interesează de pocăința mea. Înainte de pocăința familiei care este aproape de mine din biserică și eu cred că ar trebui să fie într-un fel sau altul, doresc ca eu și casa mea să-i slujim Domnului. Iosua s-a uitat în poporul lui Dumnezeu și a văzut pornirile, i-a cunoscut gândurile, știa profețiile omului lui Dumnezeu Moise și a spus la un moment dat: voi mergeți cum doriți, eu nu vă pot obliga pe nimeni dintre voi, dar cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. În această vreme, haide să ne facem responsabili înaintea Domnului și să spunem: Doamne, noi și casele noastre, noi și biserica în care suntem, ca și trup al Tău, vrem din toată inima, Doamne, să Te slujim pe Tine. În această vreme, să înțelegem că a noastră chemare nu este de a alerga întâi pentru o agoniseală care trece atât de repede, pentru lucrurile pieritoare, ci să le punem la dispoziția lui Dumnezeu. Să înțelegem
înțelegem că în vremea aceasta lucrurile cerești au o valoare eternă. Rugăciunea de astăzi care tu o faci, suferința ta pentru Hristos, este acea slavă veșnică care te va aștepta. Toate patimile tale care poate tu le ai pentru Hristos și suferi și stai într-o agonie și îi spune cuvântul Domnului despre Lot. O, era omul care în fiecare zi își chinuia sufletul pentru ceea ce vedea. Și aș vrea să vă spun că a sta într-o astfel de stare, spune cuvântul lui Dumnezeu și vorbește așa de frumos despre slujba credinței. A fi credincios în această vreme, la biserică, acasă, a fi credincios pe stradă, a fi credincios când nu te vede nimeni, aș vrea să vă spun că este o mare slujbă. Să stai înaintea lui Dumnezeu și să păstrezi mereu această făclie a Duhului și cuvântul care este în tine, să simți că îți dă putere, să simți că îți dă speranță, să simți că te ridică și îți dă biruință. Asta este o slujbă înaintea lui Dumnezeu și mă rog din toată inima, toți care suntem aici, așa cum spune cuvântul Scripturilor, zice la un moment dat, voi sunteți templu al Duhului Sfânt. Și acolo unde este templu al Duhului Sfânt, aș vrea să vă spun în această seară, dorește Dumnezeu că acolo să ardă necurmat acea făclie. Dacă Dumnezeu în vechime a dat această poruncă ca necurmat să ardă făclia în templu în candelă, cu atât mai mult, mă rog din toată inima ca inimile noastre să fie însoțite de prezența lui Dumnezeu. Amin. Și atunci când vin lucrurile lumii, atunci când vin momente în care poate ești tentat să mergi pe un drum greșit, să nu spui adevărul, sau să te gândești că Dumnezeu nu te vede în momentul acela, sau poate ești tentat să uiți de consecințele care au faptele tale în prezent, în momentul acela, roagă-L pe Domnul și spune, Doamne Dumnezeule, te rog, dăm biruință și dăm putere, Doamne. Așa cum omul lui Dumnezeu David spunea, Doamne, pune o strajă gurii mele. Până acolo s-a dus încât a spus, eu sunt prea slab și pot face greșeli multe chiar în vorbirea mea, chiar în privirea mea, chiar în gândirea mea. Dar a spus, Dumnezeule, Tu care ai putere peste toate lucrurile, ai putere și autoritate și peste mine, mă predau în acest mod ție și te rog, pune Tu, Doamne, straja Ta peste buzele mele, în privința inimii mele, în privința ochilor mei, a familiei mele și zic din toată inima, Domnul Dumnezeu să ne îngrădească pe toți cu prezența Lui divină și să ne dea biruință până la sfârșit. Amin. 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 Domnul să fie glorificat. Corul cântă Fiți tari și apoi chem toți slujitorii ordinației bisericii, șezați acolo pe două rânduri. Ne vom ruga pentru copii, pentru elevi, pentru tinerii care vor veni. După cântare se va organiza acolo coborârea pe scările acestea și după rugăciune se urcă pe partea aceasta și se reocupă locurile sau se pleacă spre hol. Fiți tari!